legenda Albinei și a Păianjen. O femeie săracă avea doi copii, un băiat și o fată. Ei au plecat în lume spre a-și câștiga cele necesare traiului. Fata a intrat ucenică la un țesător de pânză, iar băiatul căra pietre pentru zidari. Într-o zi, femeia se îmbolnăvi, iar când ceasul morții se apropie, mama își chemă copiii lângă ea pentru a le da un ultim sfat în viață. Fata a venit imediat, dar băiatul nu a vrut să vină, așa că biata mamă i-a spus fetei: să fii harnică mereu, nu vei rămâne singură pe lume, fiindcă în jur sunt mulți oameni buni, și tu să fii bună și să dai din ce al tău și celorlalți, și dacă tu îi vei ajuta pe ceilalți și ceilalți vor veni în ajutorul tău când vei avea nevoie. Mama l-a iertat pe băiat, fiindcă nu a venit să o vadă, dar după moartea ei, fata s-a prefăcut în albină, iar băiatul în păianjen. De atunci, păianjenul trăiește singur, veșnic, singur, fără frate și fără surori și fără părinți. El fuge de lumină și veșnic își țese pânza prin locuri întunecoase și e posomorât și supărat, iar oamenii îl urgisesc și oriunde îl află, îi strică pânza și pe el îl fugăresc și îl omoară. Albina de atunci este veselă și toată ziua zboară de pe o floare pe alta și trăiește cu părinții ei, cu frații și cu surorile ei la un loc. Oamenii o iubesc și o văd cu drag, căci ea cu toții și parte ceea ce adună și tuturor le dă mierea ei.